Bună ziua, bună ziua, bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Astăzi am să vă arăt din nou cum fac eu pasta din zahăr și bomboane marshmallow sau fondantul din aceste bezele gumoase marshmallow. Se face foarte, foarte, foarte simplu și apoi puteți tăia cu fel de fel de forme. Vedeți, cu inimioare, cu forme din, ia uitați, floricele, cu ce doriți, cu fluturaș și decorați. Puteți îmbrăca și tortul, puteți lucra trandafirașii cu aceste forme. Vedeți? Să întindeți pasta de zahăr. Așa. Și vom avea nevoie de bomboane marshmallow. Aici am, să vă spun cât, deci în total am 80 de grame, dar eu am să pun jumătate din ele. Și zahăr, am pus circa 200 de grame și o să vedem cât o să ne intre. Așa. Și pentru întins fondantul vom avea nevoie de puțin amidon. Și pentru a prepara acest fondant, cum am mai spus, am să pun jumătate, deci cam 40 de grame de, din aceste bezele. Zahăr pudră 200-250, poate și mai puțin, o să vedem cât o să intre. Trebuie să avem consistența unei plastiline. Și apoi o să adăugăm, când topim marshmallow, aceste bomboane de o lingură, 2 de apă. Și vom începe să punem o parte din aceste bomboane aici și am să le topesc la microunde. Așa, am pus jumătate, am să iau și am să pun o linguriță, 2 de apă. Să mai pun una, 3. Deci cam o lingură mare plină de apă. Și am să pun la microunde. Puteți pune și pe baie de abur. Puneți un vas cu apă. Deasupra puneți vasul cu puțină apă și aceste bomboane gumoase marshmallow. Vedeți? Sunt mai mai. Și le punem să se topească. Și apoi vom adăuga zahăr pudră. Așa, eu am avut aici o pungă de 80 de grame, aici am circa 200 de zahăr pudră, 80 de grame, o lingură, 2 de apă și să întindem amidon de porumb. Așa. Ia uitați-le cum s-au umflat. Acum o să amestecăm. O să amestecăm așa cu o linguriță. Să le topim bine. Cred că este cel mai ușor fondant sau pastă de zahăr, cum vreți să-i spuneți, pentru îmbrăcat torturi, prăjituri, pentru urnat. Se lucrează foarte, foarte ușor și este foarte gustos, pentru că aceste bomboane sunt foarte, foarte aromate. Așa, și amestecăm așa bine să topim aceste bomboane. Vedeți cum arată? Ia uitați-le. Din aceste bomboane am să dau apa deoparte. Așa. Am făcut de multe ori această rețetă pe pagina aici, în direct. Astăzi am zis să o fac din nou. Așa. Și după ce s-a topit bine, bine, începem să adăugăm zahărul
pudră. Amidonul dăm deoparte. Și aici avem zahăr pudră. Și adăugăm zahăr pudră. Și apoi o să-l frământăm pe masă până obținem consistența unei plastiline. Și luăm cu lingurița și punem zahăr aici. Deci zahăr cât intră. Așa. Și amestecăm. Încet, încet, cu răbdare. Îl puteți și colora. Sau dacă găsiți aceste bezele, deci verzi, roșii, să nu fie așa amestecate. Vedeți, acestea sunt cu alb și roz. Și o să iasă așa o culoare rozie. Dacă le găsiți, nu mai adăugați deloc colorant. Dacă nu, o să puneți colorant. Eu astăzi doar vă arăt cum se face fondantul. Și să vă arăt și consistența și cum se întinde. Și cum putem tăia cu câteva forme. Așa, am să mai adaug puțin zahăr. Așa. Și apoi vom pune pe masă de lucru și îl frământăm până obținem ca o plastilină. Așa. Amestecăm așa bine. Uitați ce frumos este. Frumos, bun, gustos, aromat. Așa. O să pun aici zahăr pe masă. Și să punem fondantul aici pe masa noastră de lucru. Să-l scot, să-l lucrăm mai bine. Așa. Am să mă ajut cu o linguriță să scoatem tot. Așa. Arată ca o spumigă. Așa, și o să începem să-l frământăm. O să-l frământăm și cu mâna. Mai întâi adun, că este foarte moale, să știți, acum. Și adunăm zahărul aici, ca să-l putem frământa. Așa. Am să scot aceste lingurițe. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi facem fondant din bezele marshmallow sau pastă din aceste bezele și zahăr pudră. Deci seamănă foarte, foarte, foarte mult cu fondantul făcut din zahăr. Și se face mult mai repede. Așa. Și este și mai bun și mai gustos, se întinde foarte bine și subțire, ca să puteți îmbrăca un tort să fie subțire, să nu fie foarte gros. Și frământăm, așa, acum vedeți că este foarte moale și adăugăm zahăr cât este necesar să obținem acea pastă de consistența plastilinei. Așa. Și amestecăm, vedeți? Și introducem zahărul încet, încet în interior. Așa. Și după ce ați făcut, îl închideți bine în folie de plastic. Îl sigilați bine, bine, bine. Și se păstrează. Și când aveți nevoie, chiar și după o săptămână, îl puteți folosi, îl scoateți și dacă vi se pare că este tare și se sfarmă, îl frământați cu mâna, îl încălziți bine, 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 bine cu mâna și să vedeți cum se înmoaie și se lucrează bine. Nu vă speriați. Eu de obicei îl fac și îl aplic pe tort. Sau îl fac cu două zile înainte, îmi fac formele, le las să se usuce și apoi îmbrac tortul și decorez cu formele gata făcute. Le fac din timp, cu o zi, două înainte, să se usuce, să le putem aplica.
Am să mai adaug puțin zahăr. Așa. Și frământăm așa. Vedeți că încă este moale, se lipește. Așa. Și adăugăm zahăr. Deci am avut 40 de grame din aceste bomboane. Deci am avut în total 80, o punguță de 80. Și aici am avut circa 200 de grame de zahăr. Ați văzut, am pus cam 3 lingurițe mici de apă la 40 de grame. Dacă puneți mai multă, să știți că intră mult mai mult zahăr. Așa. Este aproape gata, vedeți? Cum incorporăm zahărul încet. Așa. Și frământăm. Este aproape gata. Ia uitați-l. Încă puțin. Așa. Incorporăm, așa ați văzut, cum absorbe. Și dacă doriți, îl puteți și colora. Astăzi nu o să colorăm. Astăzi vă arăt doar acest fondant sau pastă de zahăr și marshmallow. Și să-l întindem puțin și să tăiem așa cu câteva forme, să vedeți cum se lucrează. Așa, ia uitați-l, este aproape gata. Mai punem puțin, am consumat cam jumătate din zahăr. Deci nu este o cantitate precisă la zahăr, că depinde câtă apă puneți. Dacă ați pus puțină mai multă, o să intre mai mult zahăr. Așa. Vedeți, am incorporat aproape tot zahărul, o să dau deoparte. Și apoi am să pun puțin amidon. Și o să întindem, deci cu amidon. Și apoi o să tăiem cu câteva forme. Avem aici, mi-am pus câteva să vi le arăt. Așa. Ia uitați. Am incorporat aproape tot zahărul care era pe masă. Așa. Ia uitați-l cum arată, vedeți? Am să dau deoparte. Și zahărul, pudră și apa. Și acum voi lua puțin amidon și voi pune pe masa de lucru. Vedeți? Punem așa și apoi o să-l întindem. Îl întindem pur și simplu cu un sucitor. Așa. Dacă vedeți că se lipește, adăugați amidon. Se întinde foarte bine cu amidonul. Și cu un sucitor o să întindem. Vedeți? Așa, ia uitați ce frumos. Uitați-l cât de frumos arată. Și îmbrăcați tortul cu cremă de unt și cu zahăr pudră și apoi aplicați acest fondant. Uitați-l cum arată, vedeți? Așa. Și după ce îl întindeți, el se întinde subțire. Așa, ia să mai punem. Vedeți că dacă nu punem amidon, el se lipește. Ia să scoatem și să punem amidon. Am să-l mai amestec o dată și îl întindem din nou. Și să tăiem câteva forme. Așa. Îl mai amestec o dată. Așa, ia uitați-l cum arată, vedeți? Cu cât îl amestecăm, el devine cât mai lucios și mai fin. Aveți grijă că se lipește de mâini. Vă ajutați tot timpul, ori cu zahăr pudră sau cu amidon când lucrați. Ia uitați. Și acum să întindem. Ia uitați-l. Vedeți? Așa. Mai pun puțin amidon și să tăiem. Să tăiem câteva forme, să vă arăt. Așa. Avem grijă să nu se lipească și când îl puneți pe tort, deci după ce ați întins bine, 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 așa, ați întins, răsuciți fondantul, vedeți, așa, răsuciți așa frumos și apoi îl așezați pe tort, așa, frumos.
și nivelați. Ia uitați, cu aceasta nivelați frumos tortul. O să facem într-o zi un tort împreună, să vedeți cum îl îmbrăcăm, să-l vedeți pe zi. Și acum, cu formele noastre, uitați, aici avem fluturaș. Tăiem. Eu dau mereu prin amidon, să nu se lipească. Punem, tăiem, împingem. Ia să vedem ce a ieșit. Ia uitați. Vedeți? Ia uitați. Și dacă vreți să fie cu aripioarele mai înalte, să rămână așa, puneți ba pe o lingură sau în ceșcuțe mai joase, în castronele mici care aveți și eu, o să rămână așa când se usucă, vedeți? Așa. Sau putem tăia, ia uitați, inimioare. Așa. Avem această formă, eu am această și putem tăia. Ia să vă arăt. Ia uitați. Puteți da model pe fondant, pe marginea tortului. Ia uitați. Și cu puțină apă puteți lipi. Ia uitați. Vedeți? Și avem aceste duiuri. Le dăm prin zahăr și apoi putem tăia. Ia uitați. Vedeți? Așa. Aici ce mai avem? O inimioară. Așa. Dăm prin amidon și tăiem. Deci acesta este fondantul. Să știți că este super, super, super. Să-l încercați. Ia uitați. Să dați tot timpul prin amidon să nu se lipească. Așa. Nici prea mult cum fac eu. Ia uitați. Vedeți? La mine pe pagina de YouTube și aici pe pagina și pe canalul de YouTube găsiți tort îmbrăcat și decorat cu acest fondant. Ia uitați. Vedeți? Așa. Dăm deoparte amidonul. Ia uitați și fluturași mai mari. Și să tăiem. Ia să vedem. Apăsăm. Și scoatem. Ia uitați. Și cum v-am mai spus, într-o lingură, așa, e așezat și să știți că rămân așa și apoi puneți pe tort fluturași frumoși. Vedeți? Așa. Aici inimioare, fluturași. Puteți face și trandafiraș. Ia să tăiem un cuțitaș să-mi aduc. Să tai așa de aici. Și am să tai așa în zigzag. Așa. Ia uitați. Vedeți? Să dau puțin mai în spate. Vedem dacă nu s-a lipit aici. Nu. Așa. Ia uitați formele noastre. O să dau așa deoparte. Vedeți? Din asta putem face și un trandafiraș. Eu am să dau cu această formă puțin aici pe margine și să subțiem așa. Am să pun și pe dedesubt să nu se lipească puțin amidon și să vă arăt o floricică cum o facem noi acum frumoasă. Așa, ne ajutăm cu amidonul. Așa, și am să întind aceste margini așa. Așa.
Trebuie făcut precis. Tot ce este făcut de mânuța noastră este frumos și bun. Așa. Și întindem așa, să subțiez puțin. Tot timpul să puneți hamidon de sub să nu se lipească. Vedeți? Și întind. Suntem atenți să nu se lipească. Așa. Și acum, după ce am întins, am să îndoi așa în două. Și voi răsuci. Așa. Și ne dăm așa o formă la floricica noastră. Pe fiecare face cum îi place și cum dorește. Vedeți? Ia uitați. Sau putem pune doar una singură. Ia uitați. Să vă arăt. Așa, am să tai din nou. Vi se pare prea gros, tăiem și separăm. Așa. Și acum le unim una cu cealaltă. Așa, și pornim dintr-un capăt și răsucim încet. Așa. Să întorc invers ca să fac, mai bine. Așa. Și luăm și strângem așa. Tragem în jos. Așa. Sau putem tăia cerculețe. O să tăiem câteva și le așezăm așa una peste cealaltă. Și facem trandafiraș. Așa. Așa. Apăsăm așa puțin aici. Și apoi răsucim. Vedeți? Ia uitați-le. Petalele puteți și întinde să fie mai subțirele, mai... Vedeți cum arată? Eu vi le fac așa, dar puteți să faceți cum doriți. Vă dau așa doar câteva idei. Aceasta este rețeta de astăzi. Sper să încercați acest fondant. Este minunat. Eu vă pup, vă doresc multă, multă sănătate și vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost astăzi alături. Și vă las această rețetă, am să o public și pe canalul de YouTube. Vedeți cum doriți să le faceți. Ia uitați ce bine se lucrează. Și am să public și aici pe pagină. Din nou, am să pun din nou să-l aveți în direct. Ia uitați,
fluturași. Am să fac să vă arăt cum rămân. Să-i vedeți așa uscați. Am să vi-i arăt mâine. Îi pun să se usuce, așa, și îi punem așa pe tort. Și facem așa tortuleți cu fluturași, cu aripioarele în sus. Vă pup și vă mulțumesc din suflet. O zi frumoasă în continuare și ne vedem și mâine dimineață. Din nou în direct, să mai facem ceva. Vă pup, o zi frumoasă și multă, multă sănătate. Vă doresc și vă mulțumesc din suflet pentru vizionare și că mă urmăriți. O zi frumoasă, pupici, multă sănătate. La revedere!